o perioadă frumoasă care a însemnat pentru dumneavoastră și talentul ăsta, punerea în valoare a unui talent actoricesc și ulterior dovedit, nu știu, prin diverse prezențe în emisiuni de televiziune, și o să avem ocazia să vă vedem și într-un mic divertisment pe care l-ați realizat la televiziune. Da. Dar până la urmă muzica a fost cea care v-a captat. M-a aspirat. V-a aspirat cu totul, nu? Da. De ce? De ce credeți că până la urmă muzica a fost cea care a ajuns cel mai aproape de suflet? E un har? Așa a vrut Dumnezeu, eu ce să spun. De mic copil, da, de foarte mic. Eu cântam și nu știu de unde s-au legat ideea că voi fi întotdeauna o cântăreață. E adevărat că la început, în primii ani de copilărie, mă vedeam cântăreață de operă. Chiar văzusem un film pe vremuri cu Melba, parcă, ceva de genul ăsta, în care am fost foarte impresionată despre felul cum se pregătea ea, cum, ce exerciții dure făcea, ce voință avea să devină o mare cântăreață, și m-a marcat chestia asta și atunci am dorit să mă văd pe scenă, să fiu cântăreață în primul rând. Apoi când am ajuns la vârsta adolescenței, bineînțeles că am fost captivată de cântecele la modă, de muzică ușoară, românești sau străine, și când am intrat în conservator s-a pus problema dacă să intru, să dau examen la canto sau la muzicologie. Și atunci cineva mi-a spus, păi nu ai o voce destul de puternică pentru a face operă, canto clasic. Și chestia asta mi-a tăiat complet orice avânt către muzica clasică. Și am intrat la muzicologie. Ca pe urmă, de-a lungul anilor, s-aud că se spune că în muzica ușoară am cea mai puternică voce. Exact, exact, cum am spus și eu în prezentarea mea, o voce penetrantă. Da, așa că acum, mai nou, am început să mă apropii de muzica clasică și cânt în muzica clasică. Parcă am văzut undeva că ați cântat chiar la botezul copilului în catedrală. Da, da, da. Am cântat Ave Maria de Gounod. Am mai cântat-o de altfel și cu alte ocazii. Cred că trebuie să fie un moment de o încărcătură emoțională deosebită. Da. Nu numai cel al botezului nepotului, da, să vă trăiască, ci și acela de a cânta într-o catedrală. Este extraordinar pentru un cântăreț să cânte într-o catedrală, în primul rând într-o biserică. Mai ales cele catolice care sunt construite cu piatră multă, știi? Și e o rezonanță extraordinară. Ele au niște dimensiuni prestabilite, niște proporții, niște canoane ale construcțiilor, care probabil au și efectul ăsta de o acustică fabuloasă. Ori în catedrala Notre-Dame să cânți acolo așa ceva este chiar un moment unic. Atunci mi-am dat seama ce șansă au artiștii care dau concerte la Notre-Dame. Însă una e să cânți într-o orchestră în catedrala Notre-Dame și alta e să cânți tu singur cu vocea ta, vocea umană, singură, fără niciun acompaniament, în catedrala Notre-Dame. A fost ceva nu există cuvinte, nu poți să dai nume la ce am trăit eu în momentul acela. Probabil într-un singur cuvânt ai putea spune emoție. Da, emoție. Nici măcar, e prea oricum puțin. Oricum exista înainte. Dar e acea bucurie, chiar că e o acustică cu totul specială. Și atunci îți dai seama că... De altfel, de acolo mi-a venit ideea declarației pe care am făcut-o în articolul ăsta din Jurnalul Național de astăzi. Într-adevăr, harul și toate calitățile unui artist adevărat sunt de natură divină. Când ai ocazia să cânți în astfel de condiții și să-ți auzi propria voce înălțându-se în felul ăsta, ești complet pătruns de convingerea și de simțirea asta că a purta un astfel de har este chiar de natură divină și o binecuvântare. A fost o binecuvântare pentru noi toți anii în care v-am ascultat muzica și melodiile și îi rememorăm acum printr-un colaj pe care l-am pregătit din câteva piese găsite în arhiva televiziunii în interpretarea Mihailei Mihai.
dacă scena e viața mea, chiar dacă în aur și paiete sub reflectoare voi cânta, chiar de te vei înspăimânta de atâta prefăcătorie, văzând că stălii dăruiesc aceleași vorbe ca și ții. Și poate că vei suferi neînțelegând că tot ce spun doar ție-ți spun, că numai pentru tine cânt. Dar fi tu sal ce la mal. Am terminat special cu melodia asta. Ca să vă întreb ce a însemnat pentru cariera dumneavoastră. Pentru noi a însemnat simplu Mihaela Mihai, dar sunt mulți soliști care spun: cum? Numai o melodie? Da. Mirabela Dauer, Fotoliu din Odaie, ca să dau un simplu exemplu. Da. Mihaela Mihai, dar fi o sal ce, da, o sal ce la mal. Păi, s-a întâmplat, m-am trezit cu piesa asta în brațe, pe neașteptate. M-a sunat Horia, am repetat-o, am cântat-o, era cam nervos, așa, ca de obicei, că Horia este un expansiv. Așa, încă o prezentase la preselecție ca să intre în concursul de la Mamaia pentru concursul de creații. Îi fusese respinsă și atunci, cum eu aveam recital în afara concursului, la Mamaia, mi-am introdus-o în programul de recital. Și am lansat această piesă tot la Mamaia până la urmă, amândoi. Așa, și a avut un succes fulgurant, absolut fabulos din prima seară. Și n-am știut că va fi o piesă far. O piesă care mă va urmări și care... în fond îmi va lumina viața până la sfârșitul zilelor, că e clar că este una din acele piese rare, rarisime,
care nu îmbătrânesc niciodată. Și cu un succes... Nu se plictisește lumea de ele, este incredibil. Un succes care dăinuie peste timp. Da. Probabil știți și ați mai ascultat interpreți tineri care au preluat piesa asta și o auziți în diverse variante interpretative, lucru care iarăși confirmă, practic, definiția de șlagăr, nu? Da. Până la urmă. Așa e. Da, a devenit așa un soi de obiectiv, știi, că atunci când vrei să atingi luna, să prinzi luna de pe cer, încerci să cânti salcia, dar din păcate n-a reușit nimeni până acum să o aducă... Să o aducă la valoarea sau la profunzimea interpretării Mihaelei Mihai. Te-am lăsat observat... să termin fraza singură, exact, ca să nu spun exact. Eu. Asta am vrut să spun. Am observat modestia cu care Mihaela Mihai s-a oprit. Este una dintre calitățile sau defectele, nu știu, că unii spun că modestia este și depinde, un defect. Dacă o trăiești cu umilință, e un defect. Dacă o trăiești cu demnitate, modestia e un lucru frumos.